Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. Absolvenții de liceu au fost testați astăzi la matematică și istorie. Probabilitate mai mică la evaluarea națională după contestații. Aproape 4.000 de giurgiuveni și-au ridicat ajutoarele alimentare. Percheziții în Giurgiu la persoane bănuite de infracțiuni economice. Funcția de administrator public al județului Giurgiu scoasă la concurs. Absolvenții de clasa a 12-a înscriși la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat au susținut astăzi cea mai grea probă, cea scrisă la matematică sau istorie. Pentru susținerea probelor scrise în cele 9 centre de examen organizate în județul Giurgiu, s-au înscris peste 1400 de candidați din toate promoțiile. Accesul candidaților în centrele de examen unde au susținut astăzi proba obligatorie a profilului istorie în cazul elevilor care au urmat un profil uman, respectiv matematică în cazul celor care au absolvit un profil real, a avut loc în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid cu fotografie. Examenul a început la ora 9, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Mulțumiți sau nu de subiecte, absolvenții nu se așteaptă la note foarte mari. Unii dintre ei au declarat că subiectele au fost ușoare doar pentru cei care au aprofundat materia. Cum ți s-au părut subiectele? În concepția mea mi s-au părut niște subiecte ușoare, concepute bine de profesori și am știut să scriu. La ce ai dat? La istorie. Istoria României. Ce notă crezi că vei lua? Notă 7, 8, ce vrea Domnul Dumnezeu. Păi, cât de cât ușoare. La ce ai dat? La istorie. A fost bine, a fost ok. Ce notă crezi că vei lua? După ce am făcut, trebuie să iau undeva peste 6-7, iau. Sunt optimistă. Destul de ușoare. La ce ai dat? La istorie. Ce notă crezi că vei lua? 8, sper la un 8. Destul de abordabile și am avut cum să le tratăm. La ce ai dat? Istorie. Ce ți-a picat la subiectul 3? Rolul Constituțiilor. Și ai știut? Bineînțeles. Pentru susținerea probelor scrise în cele 9 centre de examen organizate în județul Giurgiu, s-au înscris peste 1400 de candidați din toate promoțiile. Ultima probă scrisă, proba la alegerea profilului și specializării, este programată vineri. În funcție de cele două criterii, candidații au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică și argumentare, sociologie și psihologie. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie până la ora 16. În aceea zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 16:20. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie. Limba și literatura română rămâne o comoară din care candidații la bacalaureat scot perle care mai de care mai spectaculoase. Profesorii corectori s-au distrat pe cinste atunci când au parcurs lucrările elevilor. Tezele au fost presărate nu numai cu greșeli de gramatică, ci și cu explicații trăsnite, greu de citit și de înțeles. Examenul de bacalaureat a devenit de-a lungul anilor o sursă inepuizabilă de perle savuroase, iar exprimările alambicate și ilogice nu au lipsit nici în acest an. Absolvenții de clasa a 12-a și-au dat frâu liber imaginației și au scris pe foaia de examen perle care au stârnit râsul profesorilor. Jocurile sunt importante pentru dezvoltarea ta în fața colegilor, adică ăia care se oftică când le spui că ai ajuns la un nivel peste ei. Jocurile sunt făcute ca să te enervezi că nu poți să treci peste un anumit nivel. Elevii de liceu de la profilul uman au avut de caracterizat un roman psihologic și un text dramatic, iar cei de la profilul real au avut de prezentat tema și viziunea dintr-un roman interbelic. Iată ce au scris unii dintre candidați. În romanul interbelic, lumea este prezentată tristă sau fericită pentru că se gândește la războiul care a trecut, dar și la ăla care urmează. În Ion, viața este prezentată foarte grea pentru personajul principal, care e lacom după avere și moare de ciudă că alții au mai mult. Ultima noapte de dragoste prezintă viața grea când îți lași iubita acasă și pleci la luptă și nu mai faci. Elevii care au susținut săptămâna trecută examenele la evaluarea națională au aflat pe 5 iulie notele pe care le-au obținut după rezolvarea contestațiilor. În județul Giurgiu au fost depuse 269 de contestații, din care 161 la română și 108 la matematică. Reevaluarea acestor lucrări a scăzut procentul de promovabilitate pe județ.
După primele rezultate obținute de elevii giurgiuveni la evaluarea națională, județul Giurgiu ocupa ultimul loc în clasamentul promovabilității acestui examen. Puțin peste jumătate dintre candidații înscriși au reușit să obțină la cele două probe note peste 5. Cei nemulțumiți de note au putut să depună contestații vineri 1 iulie. În județul Giurgiu au fost depuse 269 de contestații, dintre care 161 la română și 108 la matematică. Reevaluarea acestor lucrări a scăzut procentul de promovabilitate pe județ. S-au afișat rezultatele la evaluare națională după ce s-au desfășurat contestațiile. În județul Giurgiu, procentajul mediilor mai mari sau egale cu 5 a rămas aproximativ același, a scăzut cu 0,04. În fapt, s-au modificat numărul candidaților care se aflau pe anumită categorie de medii. După afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională, urmează pentru absolvenții de gimnaziu admiterea la liceu. Admiterea la liceu se face fără examen pe baza medii obținute de elevi la evaluarea națională. În perioada 8-12 iulie, părinții și elevii pot completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, iar pe 19 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017. Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 8-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. Premierul Dacian Cioloș a anunțat înlocuirea a 4 miniștri din cabinetul său. Este vorba despre ministrul comunicațiilor Marius Bostan, ministrul educației Adrian Curaj, ministrul delegat al Departamentului Românilor de Pretutindeni Dan Stoenescu și ministrul transporturilor Dan Costescu. Astăzi, premierul a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerile pentru înlocuirea celor 4. Premierul Dacian Cioloș a decis să înlocuiască 4 miniștri ai cabinetului pe care îl conduce, respectiv pe miniștrii de la Transporturi, Educație, Comunicații și Departamentul Românilor de Pretutindeni. Prim-ministrul a declarat că intenționează să dea o nouă dinamică acestor sectoare de activitate. Sunt însă și domenii în care îmi doresc să dau un nou impuls pentru cele câteva luni care mai rămân din acest mandat. De aceea am decis astăzi să operez câteva schimbări în guvern, 4 schimbări de data aceasta. Sigur, asta nu înseamnă că în perioada următoare, dacă o să apară probleme, nu o să iau și alte decizii. Vreau să mulțumesc pentru activitatea lor de până acum domnilor miniștri Adrian Curaj, Marius Bostan, Dan Costescu și Dan Stoenescu, deci de la educație, de la comunicații, transporturi și românii de pretutindeni. Pentru Ministerul Educației a fost propus profesor universitar dr. Mircea Dumitru, rector al Universității din București, iar pentru funcția de ministru al transporturilor, Petru Sorin Bușe, care a deținut funcții importante în cele mai mari companii din lume din industria automobilelor. Maria Ligor, diplomat de carieră, ambasador al României în Canada, este propusă pentru portofoliul de ministru delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, iar la Ministerul Comunicațiilor a fost propus ca interimar Dragoș Ioan Tudorache, șeful Cancelariei primului ministru. Ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană se distribuie conform graficului, iar până acum circa 4.000 de giurgiuveni s-au prezentat la punctul de distribuire pentru a-și ridica alimentele. Oamenii spun că ajutoarele sunt binevenite atât timp cât au venituri mici și se descurcă greu. La punctul termic numărul 62 din cartierul Tineretului, beneficiarii de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană și așteptau răbdător rândul pentru a intra în posesia pachetelor. Potrivit reprezentanților DAS, până la această dată s-au prezentat în jur de 4.000 de persoane din totalul de 7.046, ceea ce înseamnă că ritmul este bun, cu o medie de circa 400 de persoane pe zi. Joi 7 iulie va sosi și cel de-al doilea transport cu alimente, însumând 2.110 pachete, ceea ce înseamnă că 7 iulie nu va fi ultima zi de distribuire a ajutoarelor,
așa cum eronat, sunt informați giugiuvenii pe site-ul primăriei. Normal, ultima zi de distribuire este 15 iulie, dar ca de fiecare dată, termenul se va prelungi sigur pentru ca toți beneficiarii să intre în posesia pachetelor. În acest an, cantitățile de produse sunt înjumătățite față de anii trecuți, însă giugiuvenii se declară mulțumiți, având în vedere că au venituri mici și se descurcă cu greu de pe o zi pe alta. Cât de mult vă ajută? Depinde acum limita posibilități. Băiatul meu n-are servici deloc și așa că asta este. Cât îi dă, atât mănâncă. Îl mai ținem așa. Da. Sunt binevenite? Vă ajută? Este. Cât de cât acolo. Un kil, două de ulei sau ce mai fie aici, nu știu. Da. Ne ajută cât de cât. Pentru că suntem pensionari și... Da. E mai greu ca pensionar. Ați luat în fiecare an? Da, da, da. Am ieșit la pensie de 2 ani și am luat și anul trecut. Și sunteți mulțumită de produse? Da, deocamdată nu știu ce sunt acolo, dar cred că da. Dacă e ulei, zahăr, păină, astea merge. Sunt bune, sunt foarte bune. Eu am luat pentru maică mea, că nu prea, nu poate, se poate deplasa bine și vă zic că îi sunt foarte utile pentru că e o valoare totuși. Și am constatat că de vreo 3-4 ani produsele sunt mult mai bune calitativ, sunt mai... Deci ce-ți văd, e foarte mulțumită. Anul ăsta cantitățile sunt mai mici decât... Sunt mai mici, dar totuși e de apreciat că e un ajutor și... E un ajutor, indiferent cât ar fi de mic, în momentul în care e primit, eu zic că e binevenit pentru fiecare. Este pentru bunică. Eu știu, ea trăiește, ea pentru ei, pentru bunică de-a mea. Știți ce, ați luat acolo o cutie? Nu știu, încă nu, acum când umblăm. Nu știu, nu. M-a rugat că nu poate veni, nu se poate deplasa și hai că mă duc eu să-ți iau ce mai de acolo. Fiecare beneficiar are dreptul la 2 pachete cu alimente care conțin 1 kg de orez, 1 kg de făină, 1 de zahăr, 2 de mălai, 500 de grame de fasole, 400 de grame de paste făinoase, 2 litri de ulei, o conservă de pate de porc, o conservă de paste de tomate și una din carne de vită. 36 de percheziții au avut loc în această dimineață la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni economice. Perchezițiile au avut loc în București și în alte 7 județe, printre care și Giurgiu. În urma acțiunii au fost puse în executare 21 de mandate de aducere. În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurorii ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Prahova, Giurgiu, Constanța, Vaslui, Iași, Ialomița și Vrancea. Din cercetări a reieșit că în perioada 2012-2015 persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăți comerciale, ar fi efectuat operațiuni bancare, retrageri de numerar, pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele fantomă, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 5.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedusă în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 de euro. În urma acțiunii au fost puse în executare 21 de mandate de aducere, iar persoanele depistate au fost conduse la audieri. Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și al jandarmilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Funcția de administrator public al județului Giurgiu a devenit subiect de actualitate după ce în mass media a apărut o informație potrivit căreia ar urma să fie preluată de către Răzvan Cuc, purtător de cuvânt al PSD Giurgiu. În realitate, acest post va fi scos la concurs, iar criteriile de participare sunt deja stabilite printr-o hotărâre mai veche a Consiliului Județean.
Funcția de administrator public al județului Giurgiu va fi scoasă la concurs potrivit legii și criteriilor aprobate de Consiliul Județean printr-o hotărâre adoptată cu mai mult timp în urmă. Zvonurile privind preluarea acestei funcții de către Răzvan Cuc nu sunt reale, acesta având posibilitatea să ocupe postul în cauză doar dacă va câștiga concursul. Un subiect care nu își are rost în acest moment, dar fiindcă este legat de persoana voastră, fac următoarele precizări și anume, intenționez să mă înscriu la concursul care se va organiza pentru ocuparea funcției de administrator public, dar în același timp mă distanțez de orice alte speculații care sunt făcute pe seama acestui subiect. Nu am dat eu nicio declarație, din câte am cunoștință, nici președintele Consiliului Județean nu a dat nicio declarație cu privire la această funcție. Așa cum mă înscriu eu, se poate înscrie orice cetățean, concursul se va desfășura conform prevederilor legale, va fi o probă scrisă, o probă orală de susținere a unui plan de management, deci sub nici o formă nu se poate, sunt spurie speculații, nu se poate trage concluzia că aș fi eu favorit. Poate oricine fi favorit, poate fi orice cetățean din Giurgiu care îndeplinește condițiile din criteriile care au fost aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean. Pentru participarea la concursul de ocupare a funcției de administrator public al județului, candidații trebuie să aibă studii universitare în domeniul științelor juridice, administrative, economice sau tehnice cu o vechime în specialitate de minim 5 ani. De asemenea, trebuie să aibă un master în domeniul administrației publice, în management sau în specialitatea studiilor, să aibă experiență în administrația publică de minim 2 ani, precum și experiență de minim 3 ani în funcții de conducere. La o săptămână de la prima ședință ordinară a noului Consiliu Local, consilierii sunt convocați din nou la primărie, dar pentru o extraordinară. Primarul vrea neapărat să obțină aprobarea proiectelor respinse în ședința trecută, așa că le-a introdus din nou pe ordinea de zi. Rămâne de văzut care este urgența. Săptămâna trecută, pe 29 iunie, de la ședința ordinară a Consiliului Local a lipsit un consilier PSD, așa că mai multe proiecte de pe ordinea de zi au fost respinse de consilierii PNL și ALDE pentru mai multe inadvertențe în documentație. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 10 la 10. 10 la 10. Balotaj. Somnă problemă extraordinară. Bun, deci 10 la 10 rezultatul votului. Nemulțumit de faptul că lucrurile nu au ieșit așa cum și-a propus, edilul giurgiuvean declara atunci că va convoca o ședință extraordinară unde va avea majoritate pentru ca proiectele respinse să fie aprobate de consilierii PSD. Așa a și făcut, pentru că joi 7 iulie la ora 11, consilierii sunt convocați la o ședință extraordinară cu 3 puncte pe ordinea de zi. Suplimentarea bugetului pe 2016, organigrama societății, întreținerea peisagistică și un schimb de terenuri între municipiul Giurgiu și Ion Ștefănică. Rămâne de văzut, dar și de explicat care sunt motivele pentru care cele trei proiecte întrunesc condițiile pentru a fi convocată o ședință extraordinară și dacă nu cumva este vorba despre orgolii și ambiții personale. La 6 iulie în fiecare an este marcată Ziua Mondială a Sărutului, dar această zi nu este foarte cunoscută. De aceea, de-a lungul anilor s-au organizat competiții diverse cu scopul de a marca această zi. Una dintre ele presupune stabilirea celui mai lung sărut, iar din 2005 încoace s-au realizat câteva recorduri interesante. Ziua Mondială a Sărutului, marcată în fiecare an pe 6 iulie, nu este la fel de mediatizată și cunoscută precum Valentine's Day sau Dragobetele. Pe glob, semnificația sărutului este diferită, prin sărut putându-se exprima, printre altele, sentimente de dragoste, pasiune, afecțiune, respect, prietenie sau noroc. De-a lungul timpului însă au existat și competiții de sărut pentru a marca evenimentul.
De exemplu, pe 6-7 iulie 2005 a fost stabilit un astfel de record pentru cel mai lung sărut, 31 de ore și 30 de minute în Marea Britanie. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? În 2009, recordul creștea la 32 de ore, iar în 2011, un cuplu din Thailanda, soț și soție, doborau recordul anterior cu un sărut ce a durat 46 de ore și 24 de minute. Cel mai recent record însă, în materie de durata unui sărut, datează din 12-14 februarie 2013, el fiind stabilit după un maraton de 58 de ore, 35 de minute și 58 de secunde. Love me true. Să urmărim acum rubricile sport și meteo. Aflat aproape de capitolul final, campionatul european de fotbal din Franța stârnește în rândul giurgiuvenilor interesante comentarii despre viitoarea câștigătoare a competiției. În opinia unora dintre giurgiuveni, Franța va câștiga campionatul și faptul că organizarea întrecerii s-a făcut pe tărâm propriu se constituie într-un avantaj. 10% e avantajul că joacă la ei acasă și e normal aproape să câștige Franța. A fost vorba aia campioană mondială. Meciul cu Germania totuși este dificil, este foarte dificil. Dificil, dar ei știu să se aranjeze în teren, să-și facă jocul cum doresc ei, nu cum dorește Germania. Asta e calculul lor inteligent. Pe cine vedeți campioană europeană? Pe gazdă, pe Franța. Sunt buni și nemții, foarte buni, dar având în vedere că e țară gazdă, organizatoare, s-ar putea să-i mai favorizeze și arbitru. În opinia altei părți a giurgiuvenilor, Germania este câștigătoarea finalei campionatului european găzduit de Franța. Totuși cred că nemții sunt mult mai buni și cred că va câștiga campionatul european. Aducând înfocații microbiști mai aproape de fazele în care se află acum campionatul european, am solicitat giurgiuvenilor să ne dea un prognostic pentru semifinala disputată în această seară. Și aici părerile sunt împărțite. În timp ce o parte dintre giurgiuveni speră ca Portugalia să câștige partida din semifinale, alți giurgiuveni mizează însă pe victoria țării galilor. M-ar interesa un pronostic pentru meciul de diseară, țara galilor Portugalia. Ești la pauză, 2 final. Adică câștigă portughezii? Da. Bate Portugalia. Unul solist. Concret? Țara Galilor. Eu vă zic Țara Galilor, să vă spun de ce. Fotbalul când acolo a plecat, când în partea lor, să știți. Și să... Deci au fost foarte multe surprize. Să nu uitați că Islanda e un sat. Și uitați câte surprize a făcut. I-a primit ca pe niște eroi. Boxul era prin anii 70 o disciplină sportivă destul de agreată și practicată de către giurgiuveni cu rezultate meritorii. Astăzi însă, sportul cu mănuși rămâne mai degrabă neinteresant pentru o parte a giurgiuvenilor și considerat dur. În astfel de condiții, foarte puțini dintre locuitorii orașului dunărean cunoșteau faptul că zilele acestea la Iași se desfășoară a 41-a ediție a cunoscutei competiții internaționale Centura de Aur. Nu am auzit, am văzut pe la știri, dar cu boxul nu prea mă pasionează, pentru că e un sport dur, acest sport. Mă interesează tenisul, mă interesează volei, mă interesează fotbalul. Fotbalul a fost viața mea. Nu le-am cu boxul, cu asta nu le-am. Boxul v-a plăcut? Nu, n-am văzut boxul. De obicei, nici nu prea mă uit la box.
Pentru amatorii de box facem precizarea că ediția cu numărul 41 a competiției pugilistice Centura de Aur se desfășoară până duminică în sala polivalentă din Iași, cu participarea 80 de boxeri din 15 țări. România va fi reprezentată la această competiție, printre alții, de supergreul Mihai Nistor, calificat la Jocurile Olimpice de la Rio, iar președintele Federației Române de Box, Vasile Câtea, speră în obținerea de către român a medaliilor de aur atât la Iași cât și în Brazilia. Vremea se va răcori în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu norări temporare, averse și descărcări electrice, mai ales ziua în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în nordul țării și 30 de grade în extremitatea de sud. La Giurgiu vom avea cer mai mult senin, iar temperaturile vor fi în scădere ușoară. Maximele termice se vor încadra între 28 de grade la Mihăilești, Ghimpa și Comana și 30 de grade Celsius la Giurgiu, Izvoarele și Hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 15 km pe oră din direcția nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 757 mm coloane de mercur, iar umiditatea de 33%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 278 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!